Tericianu, în lacrimi, a plecat dintre noi. Îmi voi aminti de el întotdeauna cu plăcere. Celin Popescu Tericianu, presubliniere dintele Senatului, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe, anuncând ce prietenul său apropiat, Herbert Stein, a murit. Bunul apropiatul meu prieten, Herbert Stein, a plecat dintre noi. Un om de o calitate excepțională, cu o experiență de viață cum rar poți întâlni, la care am apreciat întotdeauna felul de a fi, simpatic, comunicativ, primitor ca gazd, gata oricând să te ajute cu un sfat, bazat pe înțelepciunea sa nativ. Era un om spiritual dotat cu o minte ascuaiti cum rar întâlneti. Ne-am cunoscut la începutul anilor 90 când a poposit în România în calitate de importator oficial al grupului Fiat. I-a desfurat cu pasiune o activitate de pionierat într-o piață a automobilului care abia se aeza. A fost unul dintre fondatorii asociației productorilor și importatorilor de automobile APIA, care a avut un rol major în organizarea și structurarea acestui domeniu. Societatea pe care a creat-o și condus-o vreme de 20 de ani Auto Italia a fost și a rămas o prezent de referință, un actor important. Ne-a legat o frumoasă prietenie. I-am purtat mult respect și admirație pentru ceea ce are IT ca întreprinzător. I-am ascultat, nu odată, povestea viei și a familiei sale. O via aproape ca o aventură, marcat de tragedia celui de-al doilea război mondial, dar și de renaterea Europei reseritene. Îmi voi aminti de el întotdeauna cu plăcere pentru firea sa optimist, vesel iubitoare de via. Băieilor lui, Dan Irichi, precum soiei sale, Alba, le transmit sincere condoleane. Dumnezeu să-l odihnească în pace, scrie Tericianu, pe Facebook.